Baldachinul copiei icoanei făcătoare de minune a Maicii Domnului de la Mănăstirea Hadâmbu din județul Iași, aflată la Mănăstirea Chirilovca, raionul Florești, a Episcopiei de Bălți, a fost sfințit joi 23 noiembrie 2023 de Preasfințitul Părinte Antonie, Episcopul de Bălți. Ierarhul a fost întâmpinat în fața bisericii cu hramurile Sfântul Mare Mucenic Gheorghe și nașterea Maicii Domnului cu pâine și sare, așa cum este tradiția. Apoi s-a închinat în locașul de închinăciune al așezării monahale. Slujba de sfințire a fost precedată de acatistul icoanei făcătoare de minune a Maicii Domnului de la Mănăstirea Hadâmbu. Din soborul slujitorilor au mai făcut parte arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul Mănăstirii Hadâmbu, protosinghelul Iorest Goraș, secretarul Mănăstirii Hadâmbu, părintele Dorian Revenco, protopop de Bălți și arhidiaconul Mihai Anton, consilier cultural al Episcopiei de Bălți. Bucură-te, Marie, prea curată împărăteasă, care prin icoana ta cea făcătoare de minuni ne izvorăște mântuiri. Soborul celui viitor de Dumnezeu, stăruind în rugăciune în biserică înghinată ție, și cu mine văzând lacrimi de mii ce au rourat icoana ta, Maica lui Dumnezeu. Uite că ea ne hadâmbă s-a arătat iubitor al lucrurilor sfinte, uite că și-a plecat urechea la călugurilor rugăminte. Ascultă și puțină noastră rugăciune și plinește cererea noastră. Te rugăm, mult milostivă, du rugăciunile noastre la Hristosul Sfintei Trăim, prin care îi mulțumim bun Dumnezeu pentru toate binefacerile pe care le-a revărsat asupra acestei sfinte mănăstiri, în numele Tatălui, Amin. Și a Fiului, și a Sfântului Duh. Amin. Te-a să sfințește Cristul acesta, când străpirea pe sfințite, pe numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfințește acesta, prin străpirea pe acesta, atât sfințit, pe numele Tatălui, Amin. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Acatistul a fost urmat de un tedeum pentru binefacerile revărsate de Dumnezeu asupra Mănăstirii Hadâmbu și asupra Mănăstirii Chirilovca. Aducem acum mulțumire bunătății tale pentru binefacerile ce au fost asupra robilor tăi și cu milostivire i-ai vrednicit tale să împlini cererile. Așa și de acum înainte, învrednicește-i aspore în dreapta credință, în dragoste cea către tine și cea către aproapele. Mulți-a-ntrăiască pentru mulți ani. Preasfințitul Părinte Antonie a ținut la final un cuvânt în care a vorbit despre importanța recunoștinței pe care oamenii trebuie să o arate față de Dumnezeu. Astăzi, prin rânduia bun Dumnezeu, am reușit să sfințim acest chivot frumos a icoanei Maicii Domnului Făcătoare de Minuni, copia acestei icoane de la Mănăstirea Hadâmbu, chivot care s-a reușit să fie confecționat prin dărnicia părintelui stareț Nicodim. Am rostit și o rugăciune de mulțumire, așa cum se cuvine în momente binecuvântate, când noi simțim lucrarea Bunului Dumnezeu, a Maicii Domnului, să ne întoarcem cu recunoștință și să mulțumim la fel cum am văzut și în Evanghelia care s-a citit, unul din cei 10 leproși care s-au tămăduit, doar unul s-a întors și a mulțumit. Astăzi noi am mulțumit Bunul Dumnezeu pentru toate binefacerile care au fost asupra tuturor celor care i-am pomenit în pomelnice, dar în mod special ne-am rugat și am mulțumit Bunul Dumnezeu pentru rânduiala frumoasă care a fost prin trimiterea copiii icoanei
Făcătoare de Minuni de la Hadâmbu, aici și prin lucrarea care o face prin părintele, fratele nostru, părintele Nicodim. Și ne-am mulțumit cu Dumnezeu și ne-am rugat să dea sănătate părintelui, pace, liniște, așa cum a rostit noi rugăciune, și îi mulțumim pentru că a acceptat părintele să fie un instrument prin care Bunul Dumnezeu și Maica Domnului să lucreze în acest spațiu, un spațiu care are nevoie de rugăciune, are nevoie ajutor, de Harul Dumnezeu, și aceasta se întâmplă numai prin oamenii aleși. Părintele Episcop Antonie i-a oferit apoi Arhimandritului Nicodim Gheorghiță Ordinul Crucea Bălțeană pentru sprijinul acordat Episcopiei de Bălți în ultimii ani, dar în mod special Mănăstirii Chirilovca. Crucea Bălțeană pentru clerici se acordă Preacuviosului Părinte Arhimandrit Nicodim Gheorghiță, starețul Mănăstirii Hadâmbu, în semn de înaltă prețuire pentru contribuția remarcabilă într-o susținere a activităților episcopiei de Bălți, fosta Cotinului, cât și pentru promovarea activă a valorilor creștine și românești în spațiul basarabean. Vrednic este, vrednic este, Axios! 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 De asemenea, Crucea Bălțeană pentru Mirene a fost acordată domnului Romeo Lopotencu. Arhimandritul Nicodim Gheorghiță și-a exprimat bucuria pentru că a revenit la Mănăstirea Chirilovca pentru a se închina icoanei Maicii Domnului așezată în noua strană, sculptată prin contribuția Mănăstirii Hadâmbu. Maica Domnului m-a îndrumat să sprijin Basarabia după puterea, putința oriște Sfinte Noastre Mănăstiri, părinții ostenitori Sfinte Noastre Mănăstiri și, în ultimul rând, a fiilor mei duhovnicești, care îmi sunt aproape de peste 33 de ani. Maica Domnului a îngăduit și a binecuvântat să străjuiască în acest loc monahal. Binecuvântat e Dumnezeu și actual de Maica Domnului. Să nu uităm că această reproducere, copie, icoane, Făcătoare de Minuni, este exact cum arăta Sfânta noastră icoană, Făcătoare de Minuni, înainte de a fi împodobită, îmbrăcată la Moscova în aur și argint. Și iată, Maica Domnului a dorit să fie și în locul acesta scut de apărare, obște care va fi aici frumoase, credincioșilor care se vor închina, pelerinilor care vor veni în această viitoare frumoasă mănăstire, atât timp cât Maica Domnului se lășește aici, cu siguranță, Maică Stariță, Părinte Duhovnic Pahomie, v-am mai spus eu deseori că Maica Domnului să vă aducă popor și să vedeți că Maicuța Domnului o să vă blagoslovească cu mulți pelerini, cu mulți popor, atât timp cât aveți un erar bun. M-ați primit cu căldură de fiecare dată, puținul care îmi trimite Dumnezeu, iar și mă reîntorc, puținul, din cele puține și blagoslovite, rup de acolo, de la obște, de la pelerini, și Maica Domnului cu siguranță îl va înmulți și vine în Basarabia. Îți mulțumit, Preasfinția voastră, că ați primit acest odor aici. Mă refer la Sfânta Icoană, copia Icoanei Făcătoare de Minuni, și îi mulțumesc, Maicii Domnului, că m-am rânit să realizăm această strană. Rasofora Maria Popa, locțiitoare de stareță la Mănăstirea Chirilovca, a mărturisit că a simțit în ultimii 2 ani binefacerile Maicii Domnului prin icoana Făcătoare de Minuni. Vă mulțumim pentru dragostea și binecuvântarea care ați adus-o astăzi în Sfânta Mănăstire. Vă mulțumim în primul rând părintului stareț Nicodim pentru ajutorul acordat, pentru darul de neprețuită a icoanei Maicii Domnului Făcătoare de Minuni. Că noi numim copia, dar eu am simțit minunea Maica Domnului. N-aș putea. Cu siguranță. Adică aș vrea să mărturisesc că noi numim copia ca o copie a icoanei, dar este într-adevăr Făcătoare de Minuni. Pentru ce care...
cer cu credință și cu dragoste. Maica Domnului împlinește orice dorință. Dar trebuie să vină din suflet și să crezi. Maica Domnului, te ajută. Și mulțumim. Suntem datori să-L purtăm rugăciunile noastre. Să ai putere, sănătate. Să poată duce crucea până la sfârșit. Protosinghelul Pahomie Popa, slujitor la mănăstirea din Chirilovca, a mulțumit părintelui episcop Antonie, părintelui stareț Nicodim și tuturor oaspeților pentru că au revenit în așezarea monahală. Sfinția voastră, sunteți primul pilon care ați fost de la început. Preasfințitul Antonie, mulțumim din suflet pentru liturghiile care se vășesc la noi în mănăstire, deoarece mult înseamnă rugăciune, fiindcă prin rugăciune noi aducem harul Dumnezeu spre noastră, atât mai mult pentru noi, pentru obștia călugărească care este de pretutindeni, adică pentru toți călugări din toate mănăstirile, din toată lumea, atât mai mult pentru creștinii care vin cu adevărat și cer milă la Dumnezeu. Fie că, într-adevăr, jertfa Sfinției voastre care s-a făcut pentru mănăstirea noastră, chivotul, Sfânta Evanghelie, chivotul către Maica Mai Domnului, chivotul de pe Sfântul Preastol, Evanghelia și celelalte obiecte de cult care le-ați adus, într-adevăr, să fie bine primite în Dumnezeu, ca să fie, adică, o mică părticică din mila care Sfinția voastră s-a făcută să fie răsplată de la Dumnezeu în Părăția Cerului. Atât mai mult pentru creștinii care vin și se roagă, vor spune că, într-adevăr, simt ajutorul Maicii Domnului, deoarece noi, cu ajutorul Dumnezeu, în nevrednicia noastră, citim și noi câte un acatist, eu mă descitesc ca copilul Maicii Domnului și, într-adevăr, Părinte Stareț este lucrarea lui Dumnezeu și ajutor. Chiar se vede în realitate. Deoarece vin creștini din altă parte și, într-adevăr, cenând ajutorul Maica Domnului, le ajută pe toți. Mi-a spus în față direct. Asta este o lucrare, adică nu suntem noi vrednici până într-atâta, dar se vede că Dumnezeu lucrează. Atât mai mult acest timp greu, care întreagă planetă, într-adevăr, suferă, greutăți care sunt, război, atât mai mult suntem datori să ne rugăm să cerim milă la Dumnezeu, prin rugăciune, să fie pace. Pace în întreaga lume. Fiindcă dacă este pace, suntem sănătoși, celelalte, proștul Dumnezeu le rânduiește și vine de plin până la capăt. Presenții de mulțumim pentru Sfânta Liturghie, pe cucernici părinți, preacuvioasă Părinte Iorist, pentru susținerea, ajutorul și pașii care le-ați făcut pe la Sfânta Mănăstire, să fie răsplată de bunul Dumnezeu, scrisă de îngeri, îngeri păzitori în Cartea Vieții. Mulțumim din suflet încă o dată, fiindcă a fost primul pilon și sprijin. Preasfințitul primul este, cu vișeia voastră, sunteți al doilea pilon de sprijin, adică și material și duhovnicesc. Să ne rugăm un pentru altul. Mulțumim din suflet! Amintim că din luna iulie 2021, la mănăstirea Chirilovca, se află o copie a icoanei făcătoare de minunea Maicii Domnului de la mănăstirea Hadâmbu.